Și acum, dacă o să ai, să spunem, următorul lucru, 3 supra, tot unul las ca să nu mă mai încurcă. Da. 1 supra radical din 3 minus radical din 2. Radical 3 plus radical 2. Sigur că da. Deci cu radical din 3 plus radical din 2, totul supra. 1. Radical 3 la pătrat minus radical la pătrat, 3 minus 2, 1. Și terminat. Dar dacă o să ai 1 supra radical din 2 plus radical din 3 minus radical din 5. Radical din 2 minus radical din 3 plus radical din 5 nu cred că ar merge. Adică ar fi conjugat. Conjugat a cui? Eu aș zice că ăsta 4 ar fi A. Da. Și e A minus B și atunci se mulțește cu A plus B. Da. Deci mulțim și sus, sus și jos cu radical din 3 plus radical din 3 plus radical din 5. Deci va face radical din 2 plus radical din 3 plus radical din 5, totul supra. Radical din 2 plus radical din 3 minus radical din 5, totul pe lângă. Radical din 2 plus radical din 3 plus radical din 5. Și este egal cu? Radical din 2 plus radical din 3. Radical din 2 plus radical din 3 plus radical din 5. Totul supra. Asta era A și nu? Și celălalt era B. Atunci 2 plus radical din 3 la pătrat. Radical din 2 plus radical din 3 la pătrat. Radical din 2 plus radical din 3 la pătrat, minus? Minus 5. Minus radical 5. Radical din 5 la pătrat, minus 5, da? Și egal mai departe, lucrăm. Radical din 2 plus radical din 3. Radical din 2 plus 5. Radical din 3. Plus radical din 5, totul supra. Radical din 2 la pătrat, 2. 2. Minus 2 radical din... Plus de 2 ori prima ori a doua. Da. Plus... 2 radical din 6 de dată. Da. Și plus, plus partea a doua, plus partea a doua 3. Deci aici a pătrat plus 2ab plus b pătrat. 3. Plus 3 minus 5. Și egal mai departe cu radical din 2 plus radical din 3 plus radical din 5, totul supra. 2 cu 3, 5. 5 minus 5, 5 fac 5. 0. Supra 2 radical din 6. 2 radical din 6. Și egal cu? Amplificăm cu... Cu numai radical din 6. Da. Și sus și jos se mulțim cu radical din 6. Și atunci apare radical din 2 plus radical din 3 plus radical din 5. Totul înmulțit cu radical din 6, supra. Și jos cât va veni? 2 ori 6. 6, 12. Și în să mulțim acolo, desfacem paranteza aceea și asta este. Asta înseamnă raționalizarea, a scăpat de radicalul de la numitor. Da? E, și acum să vedem încă variante. Deci înainte de a ne apuca de ghișițiul acela, în fața cărui n-aveam nicio reacție, trebuia să ne amintim chestia asta, cum scap de radicale de la numitor. Diverse ghișiții, diverse variante. Deci, Andreea, deci trebuie să umblăm în mintea noastră la foarte multe informații din urmă. Altfel, ghișițiul acela rămâne imposibil. Te trezești, te uiți la el, poți să stai 3 zile la el. Dar nu avem reacție. Așa că vom proceda în felul următor. Încă mai raționalizăm.
down. Upside down. La o formulă de calcul pe scurtat. Am să o scriu într-un colț în sus cu tabla, pe aici undeva. Cât este A la a treia minus B la a doua? A la a doua minus B la a doua mai întâi? Cu cine este egal la a doua minus B la a doua? A minus B, să începem. A minus B lângă A plus B. Da? Dar A la a treia minus B la a treia? A minus B. A minus B, pe lângă A pătrat, A pătrat, plus AB, plus AB, plus B pătrat. B pătrat. Dar A la a patra, minus B la a patra. A minus B, A minus B, pe lângă A la a treia, plus A pătrat B, plus AB pătrat, plus B la a treia. B la a treia. Și mai departe. Putem continua. Acum, aș vrea să încercăm să raționalizăm următorul 1 supra radical de ordine 3 din 2 minus 1. Cât ai vrea ca să scade radicalul ăsta? Să fie și cât la cât ar fi? La 3, da? Și minus 1 la 3. Și atunci te gândești la formula A la 3 minus B la 3. A minus B. Ai pe A minus B. Ăsta e A-ul. Ăsta este A-ul și ăsta este B-ul. A-ul e radical și 3 din 2 și B-ul este 1. Îl avem. Care e bucata care mai trebuie? A pătrat plus AB plus B pătrat. Deci trebuie să mulțim și sus și jos cu A pătrat plus AB plus B pătrat. Deci va fi egal cu radical din 3 din... Radical de ordine 3 din... Radical din... Nu, din 2 la a doua. Din 2 la a doua. Plus... Plus... 2... A, nu, plus 1 ori radical din C3 din 2 la a doua. Radical din C3 din 2. Atât, nu mai este la a doua. Plus AB. Plus AB. Da. Ori 1. Și plus 1, da? Și jos va fi, cât era înainte, radical de ori 3 din 2 minus 1, pe lângă toată bucata care am sus, sus. Radical de ori 3 din 2 la a doua, plus radical de ori 3 din 2, plus 1. Și cât face? Egal cu sus rămâne radical de ori 3 din 2 la a doua, plus radical de ori 3 din 2, plus 1. Și jos face A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. A la 3 minus B. Radical de ordine 3 din 2 la A 3 minus 1 la A 3. Și ai visul tău era să fii la A 3. Iată că se întâmplă. Și va face toată chestia aceea de sus. Supra 2 minus 1, 1. Terminată chestia. Deci asta e conjugată. Da. Partea a doua. Asta. A pătrat plus AB plus B pătrat. Dacă îți dau așa. 1 supra radical de ordine 3 din 3 minus radical de ordine 3 din 2. Cu cât trebuie să mulțesc? Cu radical de ordine 3 nu. Radical de ordine 3 din 3 la a doua. Așa. Plus radical de ordine 3 din 3, ori radical de ordine 3 din 2, radical de ordine 3 din 6, 6 plus, plus radical de ordine 3. Din 3 din 2 la 3. Adică din 4. Din 4. Și jos va veni cât era radical de ordine 3 din 3, minus radical de ordine 3 din 2, punându-i pe lângă bucata asta de sus, da. Va face la A la 3 minus B la 3. Deci va face ce era înainte,
supra 3 minus 3 minus 2, 1. Da? Deci asta e foarte interesant. Dar dacă am să-ți dau așa, îți dau 1 supra radical de ordinul 3 din 9 plus radical de ordinul 3 din 6 plus radical de ordinul 3 din 4. Cum faci să dispară radicalul de aici? Care este conjugata acum? Adică ți-am dat-o pe asta. Da, este radical. Cu cât se mulțește și sus și jos ca să fac o treabă bună? Cu A minus B. Cu A minus B. Cu radicalul și 3 din 3 minus radicalul și 3 din 2. Deci și sus și jos, cu asta vom mulți. Deci va veni radical de ordin 3 din 3 minus radical de ordin 3 din 2 supra radical de ordin 3 din 3 minus radical de ordin 3 din 2 pe lângă. Deci am pus-o la început, da? Pe lângă. Ce era înainte? Radical de ordin 3 din 3 la 2 plus radical de ordin 3 din 3 ori 2 plus radical de ordin 3 din 2 la 2. Deci formula o aveam jos aici. A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat va face A la 3 minus B la 3. Deci va face radical de ordin 3 din 3 minus radical de ordin 3 din 2 totul supra radical de ordin 3 la 3 minus radical de ordin 3 din 2 la 3 și va face 1. Da? Și vine radical de ordin 3 din 3 minus radical de ordin 3 din 2. Uite-te la exercițiul nostru. Și uite-te ce am făcut aici. Este exact asta. Deci, ca să putem mișca exercițiul ăsta, trebuie să vedem conjugata. Conjugata fiind diferența A minus B. Deci, mulțim și sus și jos, aici cu radical de ordin 3 din 3, minus radical de ordin 3 din 2. Din coace o să mulțim cu radical de ordin 3 din 2, minus 1. Da? Minus 1. Când minus 1 la 2, deci minus 1, că ăsta e B-ul. Din coace o să mulțim și sus și jos cu radical de ordin 3 din 4. 4 atât. 4 minus radical de ordin 3 din 3. Da? Și exercițiul devine. Deci, vom avea următorul lucru, după ce am văzut chestia asta cu raționalizarea, am înțeles acum care este conjugata. Eu dacă aș fi început, de exercițiu, înmulțim cu radical de ordin 3 din 2 minus radical de minus 1, din coace cu radical de 3 din 3 minus radical de 3 din 2, te fi uitat la mine așa speriată, zici, păi ce cu tine? Faci aceeași matematică la clasă? La clasă tot timpul am stat și m-am uitat și n-am înțeles nimic. Ei, cum am procedat aici? Am luat ușor, dacă o jugate, ușor, ca să poți înțelegi și să putem să ne apropiem de greșiți. Asta se întâmplă, nu? În lecțiile mele. Da. Ai sentimentul că chiar știi și poți să conduci tu greșițiul. Dar deodată, așa acolo, nu poți să este la altitudini, nu poți să ajungi așa deodată, da? Bine. Deci, cu câte mulțim sus și jos? Radical de ordin 3 din 2. Da. Dar aș putea face și cu 1 minus. A. 1 minus radical indicii 3 din 2. Că tot același lucru, nu? Că doar e da. A pătrat plus A plus B pătrat. Ăsta să fie, da? Supra, cât ar face atunci? 1 minus 2. Da. Ar face minus 1. Dar are rost să fac așa. Deci, uite. Revin acum. Da.
După ce mi-am dat seama că e de presiune să fac așa, că e tot minusul și tot e tot, da. Atunci am zis că vom mulți cu radical indice 3 din 2 minus 1 și va rămâne radical de ordin 3 din 2 minus 1, jos scăpăm, plus radical indice 3 din 3 minus radical indice 3 din 2, așa cum așa, da? Da. Plus, la următoare spune tu. Radical indice 3 din 4 minus da. Radical indice 3 din 3. Da. Plus, da mai departe, plus puncte, puncte. Ultimul va fi radical indice 3 din n plus 1 minus radical indice 3 din n. Ia. Exact. Să vedem ce se întâmplă, să reduc termenul. Primul cu ăsta de aici. Da, apoi. Ăsta cu acel de mai departe. Sigur, ar fi din 4 cu ce ar fi mai trebuie scris. Minus 1 rămâne, ăsta cu minus, va rămâne ăsta cu plus. Ăsta de aici se duce cu cel mai frumos în față. Da. Că numărul ăla cu plus e egal cu acelor cu minus, nu? Uh-huh. Pentru că unul e plus și altul e minus. Plus și minus, e clar că așa este. Și atunci va fi egal cu radical de ordinul 3 din n plus 1 minus 1. Asta e rezultatul. Să fie mai mic decât 1 minus 2. 1 minus 2 radical din 3. 2 radical din radical 2. Din 3. Așa. Din 2 minus radical din 5. 2 minus radical din 5. Așa. Păi avem radical de ordin 3. Și... Cum? Rezolvăm inegalitatea asta. Pur și simplu să o rezolvăm și găsim de acolo pe N. Asta vom face. Dar cum propui tu aici? Să ducem în același membru cei cu radical. Amândoi radicali? Da. Și când ridicăm la 3, apar de 3 ori pe așa, nu-i prea ridicat. Mm-hmm. Dacă nu merge așa, altfel cum? Păi, nu mă duce în mintea, altfel n-aș face decât aș izola un radical de ăsta, să las pe ăsta cu N, să duc pe ăștia în partea dreaptă și pe minusul mă să fac din face 2 și o scrie echivalentă cu, hai să vedem, echivalentă cu radical de N plus 1. Da. Mai mic decât 2 minus 2 radical de ordin 3 din 2 minus radical din 5. Și vreau să scoatem factor comun pe 2. Noi scoatem acolo, echivalent cu... Radical de ordin 3 din N plus 1. Mai mic decât 2 pe lângă 1 minus radical de ordin 3 din 2 minus radical din 5. 1 minus radical de ordin 3 din 2 minus radical din 5. Să împărțim prin 2. Da. Putem să lăsăm și acolo. Da. Și acum ce să facem? Ridicăm la 3. Da. Ca să scăpăm de radicalul ăsta, măcar de aici, să găsim pe N. Nu? Da. Hai să zicem. Și ar veni echivalent cu? Echivalent cu N plus 1. Mai mic decât? 8. 8 pe lângă. 1... 1 la a treia, că din la binomul la a treia, nu? Deci prima parte la cub. 1 la a treia. Apoi. Ăsta e A1 și ăsta e B1, da? A minus B. Din gândire la formula A minus B, totul la a treia. Plus A ori B, care este... Atenție! Care e formula lui A minus B, totul la a treia? Ne amintim. A minus B făcut la a treia este egal cu primul loc la a treia. Combinări, era vorba, nu? Combinări face 1. Deci vine A la a treia. Combinări de 3 la primul face 3. Minus 3 A la a doua B. Plus 3 A B la a doua. Minus B la a treia. Am mai scris-o undeva, o ai vorba.
Deci asta e în clasa a 8-a. E vă formulez acestea binomul la pătrat, la cub, diferență, sumă, a la 3 de la 3. Și acum generalizăm pentru că putem ridica orice putere pe baza binomului lui Newton. Deci vine n plus sumă mai mic decât 2 la 3 face 8 pe lângă 1 la 3 minus 3 ori radical. De 3 ori prima parte la pătrat 1 la pătrat 1 ori partea a doua ori radicalul de 3 din 2 minus radical din 5 plus 3 de 3 ori prima parte 1 ori partea a doua la pătrat ori radical de ori 3 din 2 minus radical din 5 la pătrat plus partea plus partea sau e minus, nu? Minus. Minus partea a doua la a treia. Dispare radical și vine minus 2 plus radical din 5. Că minusul din față schimbă semnul terminul de sub radical. Deci minus 2 plus radical din 5. Și deci apare că n plus 1 n plus 1 mai mic decât 8 pe lângă. Hai să facem 1 la a treia, 1. Minus 2? Minus 1. Minus 1. Minus 1 plus radical din 5. L-am scris la început. Da. Minus 1 plus radical din 5. Și să dăm faptul 3. Dăm pe un 3. Și chiar radical din 2... radical din 3 din 2 minus radical din 5 are și un factor, da? Da. Deci pe lângă radical de ordinul 3 din 2 minus radical din 5 pe lângă dacă l-am scos cu plus, mă rămâne ăsta minus 1. E 3 radical, 3 radical n-am scos în factor, da? Da. N-am mai pus pe 3. Deci ce trebuie să spun aici? 3 pe lângă. Minus 1 plus radical din 5. Minus 1 plus radical din 5. Plus 3 pe lângă. Plus 3 pe lângă. Radical de ori 3 din 2 minus radical din 5 pe lângă. Radical de ori din 3 din 2 minus radical din 5. Așa. Și? Mai rămâne 1. Și minus 1. Minus 1. Da? Din cauza că rămâne din ăsta minus 1. Da. E destul de urât. Hai să recunoaștem. Uite așa. Așa, așa arată. Deci arată destul de urât. Mai am o idee. Ce ar fi să-l băgăm pe 2 ăla din fața radicalului? Pe 2 ăsta să-l băgăm în interior, îl ridicăm la cât ala aici? La 3-a. Și la face 8 ori 2, 16. Ia să vedem ce ar putea să facă. Nu-mi place cum scurge ghișițiul, mă necăjește treaba asta. Că nu pot eu să-l găsesc pe nâng ăsta. Nu-i l-am de mână capul de aici. Și atunci mă gândesc așa. Hai să leau pe 1 minus 2 radical de ordinul 3 din 2 minus radical din 5 este egal cu 1 minus radical de ordin 3 din 16 minus 8 radical din 5. Așa bine? Da. Minus 8 radical din 5. Hai să visăm împreună acum. Dacă ar fi un binom la cub, să fie ceva, un a minus b, totul la a treia. Că atunci s-ar duce 3 cu 3 și ar fi foarte fain. Să fac 16.
Oricum, 1 trebuie să fie cu radical din 5. Și altă să fie cu 2. Ia să vă zic așa. Dacă ar fi 2 minus radical din 5, totul la a treia. Cât ar face? Să zicem la a treia. 2 la a treia. 2 la a treia face 8. Minus 3 ori 2 la 4. De 3 ori. 4. Prima parte la pătrat. 3 ori 4. Ori B. Ori B. Ori radical din 5. Ori radical din 5. Plus. De 3 ori prima parte. 3 ori 2 ori radical din 5 la 2. Deci 3 ori 2 ori radical din 5 la 2 ori 5. Nu așa face? Da. Și minus partea a doua la cub. Minus radical din 5 la 3. Adică 5 radical din 5. Da. Minus 5 radical din 5. Și cât ar face? 3 ori 2, 2 ori 5, 10. Așa, 3 da. Ori 2 ori 5 aici, nu? Da. 30. 30 cu 38. 38. Și? Minus 12 radical din 5 cu minus 5 radical din 5. Minus 17 radical din 5. Minus 17 radical din 5. Mult. N-am decât 16 minus 8 radical din 5, vezi? Da. Și atunci hai să iau 1 minus radical din 5. 1 minus radical din 5 totul la 3. Cât ar da? 1 1 minus 3 de 2 ori prima parte mulțit cu a, de 2 ori prima parte la pătrată mulțit cu a doua, minus 2 radical din 5. Așa? Da. E 3. Deci de 3 ori, sigur, de 3 ori, minus de 3 ori prima parte la pătrată mulțit cu a doua, plus de 3 ori prima parte mulțit cu a doua la pătrat. 3 ori 5. 3 ori 5. Așa. Și plus minus partea a doua la cub. 5 radical din 5. 5 radical din 5. Ia să vedem cât face. 16 minus 8 radical din 5. 16 minus 8 radical din 5. Nu e exact ce am eu acolo? 4. Ce fericit sunt. Așadar, ce muncă i-am șters acolo, dar nu m-am prezit chestia asta. Abia când am sesizat că aici sunt lucruri complicate, am renunțat, nu? Da. Așa mă întorc și zic că inegalitatea devine mult mai deștept. Vezi? Andreea, trebuie pe parcurs să simți când nu mai are rost să mai lucrezi, pentru că ieșiți nu dă satisfacție, nu curge frumos. Atunci a fost așa, radical din n plus 1, minus 1, mai mic decât 1 minus, radical de ori din 3, din 1 minus, cât radical din 5, tot la 3. Și echivalent cu următorul lucru, că radical din n plus 1, da, radical de ori din 3. 3. Așa. Radical de ori 3 din n plus 1 minus 1, mai mic decât 1, 3 cu 3 se termină, 1 minus 1 plus radical din 5. Și minus 1 ăsta cu minus 1 de aici se reduc și ar fi echivalent cu radical de ordine 3 din n plus 1 mai mic decât 1 plus radical din 5. Și acum ridicăm la a treia fără nicio emoții. Și ce urmează? Că n plus 1, din stânga n plus 1, mai mic decât 1 la 3, la 3 plus de 3 ori 3, prima, 3 ori 1, 3, 3 la 5, 3 la 5, plus de 3 ori prima parte la 2 la pătrat, 5, 15, și plus 5 radical din 5, că e cu plus aici, da? Da. Echivalent cu 1 cu 1 se reduc da. Și vine că nu mai mic decât 15 plus 8 radical din 5. Deci nu e natural. Și care este
număr natural mai mic decât 15 plus 8 radical din 5. Radical din 5 cam cât face? Extragem un radical din 5. Cât face asta? Păi, o dat 2. Da, deci 2, dar le face 4. 1. Am ajuns la sfârșit. Punem virgula. Punem 2 zerouri. Coborăm rezultatul dublat. 2. Nu, nu-l coborăm. Păi se dublează asta. Păi da. Bine, 4. Punem o cifră aici, care multiplică cu asta. Deci 42 ori 2. Face 84. 84. 4 din 10, 6. 8 din 9, 1, nimic. A mers 4. Punem 2 zerouri. Și facem cam cât... merge, iarăși dublăm. 48. Punem o cifră lângă el și mulțit cu atâta, cam 500 ori 3. Fac 1000. Da, dă 1449. 1000, deci, ori 3, da? Da. Ori 3, 3 ori 3, 9, 3 ori 8, 24, 3 ori 4, 12, 14, 1449, 9 din 10, 1, 4 din 9, 5, 1, nimic. Punem pe 3 că am mers. Și ar mai merge în continuare. Nu știu de câte ori, dar 2,43, să zice, aproximativ. Da. 2,43 ori 8. 8 ori 8, 64. 8 ori 4, 32 și cu 6, 38. 8 ori 2, 16 și cu 3, 19. Am 2 decimale, 19,84 plus 15 ar face 84 cu virgulă, 9 și cu 5, 14, 34,84. Deci e vorba de un n mai mic decât 34,84. Adică n, fiind natural, înseamnă că n e egal cu 34. 34,85, da. Ca și număr natural cel mai apropiat, 34. Deci 34 de numere. Era problema să găsim câte numere putem să socotim suma asta, astfel încât să fie mai mic decât 1 2 radical din 3 din 2 minus radical din 5. Înainte de a părăsi exercițiul ăsta, eu cred că merită să mai privim spre el un pic. Hai să vedem de unde am plecat, cum l-am abordat. Deci mai întâi a trebuit să ne interesăm cu conjugatele acelea, să ne formăm mâna, să înțelegem ce am conjugatele. Am sesizat conjugata. Am văzut că suma din stânga face radical și 3 din n plus 1 minus 1. Stânga, da? Da. Și dreapta era 1 minus 2 radical și 3 din 2 minus radical din 5. Da. Ciudat. Sigur că am urmărit să scăpăm de radicalul din stânga, ca să punem una pe mine. Însă ne-am lovit de o chestie foarte urâtă. Da. Acolo, calculul era descurajant. Nu n-am mai continuat. Abia la sfârșit ne-a venit ideea de ce ar fi să-l băgăm pe doi acolo. Poate e un cub. Nu poate e un cub. Și am zis noi, hai să luăm pe doi minus radical din 5. Dar n-a fost bine, dar trebuie și mult. Și un moment s-a ieșit și face serviciu perfect. Și iată că aici se așează frumos de aici încolo. Scăpăm de N. Și un calcul elementar ne conduce la N mai mic decât 15 plus 8 radical din 5. Adică N mai mic de 34,84. Da. Foarte tare ești. Foarte, foarte frumos. Da? N-a făcut nici subiectul 1? Da. L-am dezbătut, l-am putut de atent. Hai să vedem subiectul 2, măcar să ne facem o idee. Și pe urmă
Câte ceasul? E 9, cred, acum. E 9 fără 7 minute. 9 fără 7 minute. Eu vin din București acum la seara asta. În București făcut la volan. Am și o video la sală, sunt în timpul zile. M-am treabă în București, acolo. Și nu e ușor să cer pe București, mai ales. Aglomerat și obositor. Foarte, foarte aglomerat, obositor. Mai ales dacă nici nu știi bine, și nu știu, că puțin la cei care știu București bine. E foarte, foarte. Și așa că, ia să vedem. Alo. Salut, Zane, salut, salut. Rămâne așa, suntem mâine pe poziții, gata, poți să vii. Da. Te va 10 încolo, oricând. Da. Seara bună, la revedere. Să vedem și cum sună inegalitate. Aceea cu egalitate, nu știu ce e acolo. Da, e un... Da, e o inegalitate. O inegalitate. Și tot e inegalitatea mediilor, cât se bazează. Așa simți tu, da? Da. Hai să vedem. Ai început să sesizezi că inegalitatea mediilor stă la baza multor deficiții. Nu ai făcut câteva într-una din se. Nu așa? Da. Și probabil că și acum să fie la fel, să zicem. Cum sună? Deci, dacă A de K... Ies 2, da? Da. Dacă... A de K... A mare de K... Nu, amic. Amic de... A indice K. A indice K. Aparține intervalului 0 la 1. Aparține intervalului 0, 1. A, și K, sunt mai multe valori. Da. Deci dacă A1, A2, A K, da? Asta înțeleg. Unde K A... ia valori de la 1 până la... La N. 1 puncte puncte N, sau să mai zicem 1 virgulă N bară de asta. Da. Așa se spune chestia asta, da? Da. Bine. Unde N aparține numerele naturale fără 0, N și la... N. E un număr natural, stelat, da? Demonstrați-mi egalitatea. Demonstrați. Că? Logaritm în baza A1. Logaritm în baza A1 din? Din fracție lungă N supra 1 supra A1. 1 supra A1. Plus 1 supra A2. Plus puncte puncte, plus 1 supra AN, da. Plus logaritm baza A2. Din același argument. Din... N supra... N supra... Tot așa. Da. 1 pe A1, plus 1 pe A2, plus puncte puncte, plus 1 pe AN, plus logaritm baza A3, din N supra 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus 1 puncte puncte plus 1 pe AN. Toate acestea este mai mare sau egal decât N. Plus puncte puncte, cred. Păi mai mult, sunt N termeni. Da. Că ai zis A1, A2, A3, acum alinii logaritm baza AN din N pe 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus puncte puncte 1 pe AN mai mare egal, ai spus, decât N. Să arătăm mai mare egalitate. Asta pare argumentul, pare a fi medie armonic. Mai medie armonic, excelent. Așa este. Și cine? Media aritmetică, poate mai mare decât media geometrică, mai mare decât media armonică, nu? Deci noi știm așa, că logaritm
în baza, nu locali, a 1 plus a 2 plus puncte, puncte plus a n, supra n, e mai mare egal de radical de ori în n, din a 1 ori a 2 ori puncte, puncte ori a n, care e mai mare egal decât nv, 1 pe a 1, plus 1 supra a 2, plus puncte, puncte, 1 supra a n. Deci iată că media geometrică mai mare decât media armonică. Cred că pe asta trebuie să o folosim. Da. Nu, nu aritmetică cu armonică, ci geometrică. Geometrică, că e produs cu logaritmul, trebuie să lucrezi interesant. Hai să trecăm și noi. Deci, fim așa. Radical de ordine n din A1 ori A2 ori puncte puncte ori al n. E mai mare egal decât n supra 1 pe a 1 plus 1 pe a 2 plus puncte puncte 1 pe a n. Și să logarimăm această inegalitate în baza a 1 mai întâi. Da. Și rezultă echivalent. Logaritm baza a 1. Da. Din radical de ordine n. Din A1 ori A2 ori puncte, puncte, A1. Este mai... Mai? Păi e... Ce fel de bază? E subunitar. Așa. E mai mic. Sau mai mic, egal decât logaritm baza A1 din N supra 1 supra A1 plus 1 pe A2 plus puncte, puncte, 1 pe AN. Adică invers privind-o, ar fi mai mare egal. Da. Deci o privim invers. Logarim baza A1 din A1 din N supra 1 supra A1 plus 1 pe A2 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus puncte puncte 1 pe A1 A1 mai este mai mare egal decât logaritm baza A1 din A1, radical ce n din A1 ori A2 ori puncte puncte ori A1. Asta cu fiecare logaritm, nu? Da. Și când sumăm, va fi mai mare egal decât sumă din dreapta, nu? Da. Deci, sumă din stânga, din logaritm, în baza a k, hai să zicem în general, din a k, k de la 1 până la n, k de la 1 până la n, din n, din n supra 1 pe a 1 plus 1 pe a 2 plus puncte puncte 1 pe a n, e mai mare egal decât sumă în dreapta, în stânga, în stânga este chiar asta de aici. Da. Și în dreapta se scrie pe rând. Ar veni logaritm baza a 1 din n radical incidien din A1 ori A1 plus logaritm baza A2 A2 din radical incidien din A1 plus A1 A1 ori A2 ori puncte ori A1 plus mai departe plus logaritm baza A incidien, nu? Da. Din radical incidien din A1 ori A2, ori A, N. Așa. Și acum, ies în față logaritmul unui radical, înseamnă asta la 1 pe N, da, și 1 pe N este în față. Și toți au 1 pe N, deci dăm de capul același. Și face, e cam 1 pe N. Pe lângă. Logaritm baza A1. Din A1 A1 ori puncte puncte ori a n plus logaritm baza A1 din A2 ori puncte puncte A1 ori A2 ori a n și plus puncte puncte logaritm baza a n din A1 ori a n, da? Da. Deci avem în momentul de față că suma toată e mai mare decât asta, 1 pe n din chestia asta. Hai să scriu și trebuie aici.
Și o să zicem că yes, să notăm cu yes-ul ăsta. Da. Yes e mai mare egal decât 1 pe n pe lângă. Ce să facem cu logaritmul ăștia? Nu prea îmi place. Dacă logaritmul e produs, așa, logaritmul e produs, se desfășoară ca o adunare. Corect, corect. Ar fi logaritm baza a 1 din a 1, nu? Plus logaritm baza a 1 din a 2, a 2, plus punct de punct, plus logaritm baza a 1 din a n, plus logaritmul în baza a 1 din a 1. Începe a 2 acum. A 2 din a 1 plus logaritmul baza a 2 din a 2 plus logaritmul baza a 2 din a 3, nu așa? Da. Plus punct de punct logaritmul baza a n din a n. Nu, de a 2 din a n. A 2 din a n este corect, da? Da. Și plus logaritmul baza care începem? Logaritmul baza a 3 din a 1 plus logaritmul baza a 3 din a 2 plus, da? Vă mulțumesc, bună seara! Seara bună! Logaritmul baza a 3 din a 2 logaritmul baza a 3 din a 2 plus puncte, puncte, plus logaritmul baza a 3 din a n și plus puncte, puncte și mai departe plus, acum, logaritmul cei din baza a n logaritm baza a n din a 1 plus logaritm baza a n din a 2 plus logaritm și mai departe plus logaritm baza a n din a n activul timp, da? Da. Egal cu 1 pe n pe lângă. Logaritmul baza 1 din a 1 cât face? 1. Când logaritmul baza 2 din a 2 este ușor neva. Logaritmul baza 2 din a 2. Ăsta. Face 1. Deci 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 din n face n. Că ultimul este logaritmul baza n din a n. Deci este n. Plus acum. Plus n-ul logaritm baza a 1 din a 2. De ce? De ce este logaritm baza a 1? Păi e de n ori. Este a 1 din a 2, dar este și a 2 din a 1. A, și atunci... Deci ar veni n pe lângă. O primă echipă ar fi logaritm baza a 1 din a 2 plus logaritm baza a 2 din a 1. Așa este? Da. A 1 din a 2, 2 din a 1. Când ar veni a 1 din a 3 și a 3 din a 1. Este și asta. Și asta scrie ca logaritm. Deci, încă o dată, avem logaritm baza a 1 din a 2 și avem și a 2 din a 1. De acord? Mai stângă. Unde e? A 2 din a 1 ăsta. Da. Va veni a 1 din a 3, dar va fi și a 3 din a 1. Da. Cât sunt de ăștia? Câte perechi sunt de ăstea? Deci din fiecare sunt fost n. Și fiecare n ori n, n pătrat ar fi. Deci n pătrat. Mă interesează câte echipe de astea să fac. Deci suntem pe ieșițiu destul de aproape. Așa. Dar n-aș fi fost o idee mai bună, mai mers cu mâna ta, dar parcă nu prea îmi place aici. Știi la ce mă gândesc?
Noi am trecut în baza cât? În baza... Am desfăcut, că era un produs acolo și ai zis bine tu. Dar dacă aș fi trecut în baza, logam în baza A, produsul din A1, aș fi avut aceeași bază. Deci în baza produs, există formula logaritmul baza A din B egal cu 1 supra logaritmul baza B din A. Când se trece din baza A în baza B și prin logaritmul baza B din B face 1, supra logaritmul baza B din A. Și este exact așa ceva. Și acum... suma logaritmilor. Deci... Hai să mă reduce. Aici m-aș duce și aici, dar mi-este un pic peste mână, așa cum văd eu, că sunt perechi, perechi, dar întrebarea, cât e perechi de acestea? A1 cu A2, A2 cu A1. A1 cu A3, A3 cu A1. A1 cu A4, A4 cu A1. Da. Și mai greu să le număr, vine mai peste mână. Hai să ne întoarcem de la început și să ne amintim că am avut așa. S mai mare egal decât 1 pe N era scris pe la următor. Deci S era mai mare egal decât 1 pe N pe lângă logaritm baza A1 din A1 ori A2 ori puncte functoare N, nu? Da. Plus logaritm baza A2 din A1 ori A2 ori puncte puncte ori A1. Plus și mai departe cu logaritm baza AN din A1 ori A2 ori puncte puncte ori A1. Care e egal mai departe cu 1 pe N pe lângă. Nu pot să spun că suma logaritmului egal cu logaritmul produsului, pentru că sunt baze diferite. Da. Și atunci am să întorc în baza produs, adică a fi 1 supra logaritm baza A1 din A1, A2, AN din A1 plus 1 supra logaritm baza A1, A2, AN din A2, nu? Da. Plus logaritm baza 1 pe logaritm. 1 supra logaritm baza A1, A2, puncte, puncte, AN din A3, plus și mai departe, plus logaritm, 1 pe logaritm baza A1 ori A2 ori AN din AN. Da? Deci am ajuns la modul ăsta. Dar aici iarăși, dacă ar fi sumă de logaritm, dar e 1 pe logaritm, 1 pe logaritm. Și chestia asta mă duce la media, tot la inegalitatea mediilor, ca și cum ar fi 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus 1 pe A3. Cum vine acolo? Aveam așa, că A1 plus A2 plus puncte, puncte plus A1 pe N e mai mare egal de radical de ordine N din A1 ori A2 ori AN, care e mai mare egal decât decât N supra 1 pe A1 plus 1 supra A2 plus puncte puncte 1 pe AN. Unde astea sunt niște numere. Dar dacă în loc de 1 pe A1 eu gândesc că este 1 pe logaritm și 1 pe A2, 1 pe logaritmul al doilea, 1 pe logaritmul al treilea, aș putea să mă duc la varianta asta, să văd media aritmetică mai mare egal decât media armonică. Și ar urma așa. A1 plus A2
plus a 2 plus puncte puncte plus a n supra n, la 1 plus a 2 plus a n supra n, e mai mare egal, ne uităm acolo, cu n supra 1 pe a 1 plus 1 supra a 2 plus puncte puncte plus 1 pe a n. Și atunci, o duc pe asta sus și pe asta o duc jos. Adică, ar veni asta, o duc aici și pe asta sus. Și ar fi echivalent scrierea aia următoare. 1 pe A1, 1 supra A1, plus 1 supra A2, plus puncte puncte 1 supra AN, e mai mare egal decât ăsta duc jos și nu ăsta duc sus. Nu, ne facem nu pătrat. Nu pătrat supra A1 plus A2 plus puncte puncte plus A1. Deci, inegalitatea media aritmetică e mai mare decât media armonică. Scriu așa asta și mă aranjez altfel. Duc pe ăsta sus și pe nu aici, pe asta aduc jos, nu? Ca și cum ar schimba mezi între ei și extremitrii acolo. Nu putea să fie aici, dar l-am adus la aceeași uitor, cum ar veni, da? Da. Și vine 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus 1 pe AN, mai mare egal decât pătrat supra A1 plus A2 plus AN. Ei, dar 1 pe A1 înseamnă așa, 1 pe logaritm. În practic, pentru mine A1 e tot ăsta. Da. Al doilea e tot logaritmul ăsta. Și alinul ar fi mai mare. Deci vine mai mare egal, uite, am mai mare egal. Mai mare egal decât 1 pe n, care este aici. 1 pe n. Ori, n pătrat, din cauza ăsta, n pătrat, supra A1. Cine este A1? Logaritm în baza A1. Baza A1. Logaritm în baza... În baza care? A1, A2, A1, A2, AN din A1, plus cel de-al doilea, cel de-al doilea logaritm. Plus logaritm baza A1, A2, AN din A2, A1, A2, AN din A2, plus puncte, puncte, în sfârșit, plus logaritm baza A1, A2, AN din AN. N-ul ăsta cu pătratul se simplifică și ce-mi dă mai departe, e egal aici. Da. A fost mai mare în etapele anterioare. Deci vine S mai mare egal decât N, rămasul N, da. Supra. Logaritmii ăștia toți au aceeași bază. Da. Care e baza? A1, A1, A2, A1. Deci logaritmul, în aceeași bază, adunați logaritmi, fac logaritmul produsului să strânge. Da. Și vin logaritmul baza A1, A1 din A1, A2, puncte, puncte, A1 din, din A1, A2, A1, A2, puncte, puncte, din A1. A1. Și atunci, cât este logaritmul baza? 1. 1. Deci egal cu N. Deci am arătat că S e mai mare egal decât N. Deci nu ar fi. Da? Asta trebuie să arătăm. Că S e mai mare egal. Foarte frumos exercițiu. Excepțional. Hai să-l mai vedem. Ai intuit bine că e media armonică aici, ca argument. Și trebuia prins media armonică cu media geometrică. Am logaritmat, așa. Am sumat acolo, dar m-am dus pe mâna ta cu desfacerea logaritmului și m-am împotmolit. Nu mai vedeam acolo. Și ideea era să trec logaritmii aceia în ce bază? În baza produsului a 1, a 2, a n. Iar când am trecut, mi-a apărat. Mi-a apărut 1 pe logaritm baza 1, a 2, a n din a 1. 1 pe logaritm baza a 2, a n din a 2. Și acum m-am dus din nou la inegalitatea mediilor, dar am privit media aritmetică cu media armonică. Și am văzut 1 pe 1 pe 1 pe, am schimbat acolo și mi-a dat n pătrat supra suma logaritmilor. Da.
deasupra logaritmului, având aceeași bază, e logaritmul unui produs. Și a ieșit foarte frumos. Care este povestea de aici din neghișiță? Ce ai să-i dat? Că nu e chiar simplu, că nu când te gândești la subiecte de tipul ăsta. Și ca să poți să înțelegi, iată că pregătirea noastră cu media medicului, medic, ți-am spus într-un an din lecții, că o sursă pentru inegalități deosebit de frumoase e inegalitatea mediului și ca autorii se mișcă în zona asta și fac tot felul de manevre. Ei, părea că nu-i chiar în regulă, nu înțelegeai cum anume se întâmplă. Se desprinde un lucru. Când avem pretenția să ne prezentăm la olimpiadă, trebuie să fii la clasă de un minim 9. Și să bați 16 uneori. Pentru că ieșițile acestea sunt deosebit de frumoase, dar te solicită și din punct de vedere al creativității. Să simți cam cum merge, cam ce ar trebui să faci. Altfel, stai o zile întregi în fața lui. Dacă nu, ai un nivel bun. Nu este, cum să spun, imposibil, dar să prin muncă și prin muncă și prin muncă, tu ai un potențial foarte bun, o spun în fața camerei, însă trebuie muncit mult mai mult. Deci trebuie muncit zi de zi foarte tare ca să intri în rândul celor care au satisfacția de a face astfel de subiecte. Și-o, dragul meu, prim aici, n-am făcut decât două subiecte, dar a trebuit să le desfac, să fac o pregătire de jos în sus și să mai abordez și alte chestiuni în legătură cu ceea ce am întâlnit acolo. Mai sunt alte două, bănesc că o să încercăm să le facem mâine, la ora 6. La revedere, mă opresc, ne oprim aici.